Stimați prieteni, astăzi suntem la cea de-a 24-a ediție a analizelor economice. Subiectul care vreau astăzi să-l discutăm este unul care cred că fiecare om deja îl simte și vrea să afle răspuns la întrebare ce se întâmplă, iar cel mai important dacă autoritățile fac și ce ar trebui să facă. Moldova în prezent se află într-o furtună perfectă legată de creșterea prețurilor. Când spun furtună perfectă, am în vedere că tot ce trebuie să se întâmple negativ, totul se întâmplă. Și noi, de fapt, nu suntem atât afectați de ceea ce este în interiorul țării, cât de factorii internaționale. Haideți să luăm la rând. Dacă ne uităm atent, în prezent, factorii de bază care duc la creșterea prețurilor în Republica Moldova, eu i-am grupat în trei categorii. Prima categorie sunt contextul internațional. În prezent, produsele alimentare în întreaga lume cunosc maxima istorică din ultimii 10 ani. Al doilea lucru, criza energetică. Toată lumea vede ce se întâmplă pe segmentul produselor petroliere, ce se întâmplă pe segmentul gazelor naturale. Nu vorbim de Republica Moldova, vorbim de întreaga lume, criza din China, criza din Statele Unite, criza specială în Uniunea Europeană, ceea ce ne afectează și pe noi. Un alt lucru, transportul maritim. Logistica în prezent este pusă la pământ, prețurile de transport a mărfurilor au crescut. Deja țările vorbesc despre insuficiență de anumite produse, evident, toate lucrurile acestea duc la creșterea prețurilor. Acesta este contextul internațional din care noi nu putem scăpa nici într-un fel. Al doilea factor care suprapune cu primul este contextul sau evoluția pe termen lung din Republica Moldova. Anul acesta, spre exemplu, vă dau un singur exemplu, dar sunt în mai multe domenii. Anul acesta, după 12 ani de cădere, avem primul an de creștere a prețurilor la imobile. Uitați-vă ce s-a întâmplat. Prețul la imobile în Republica Moldova a atins maxim în 2008. După aceasta a urmat 12 ani de cădere continuă a prețurilor, iar în ultimul an, în acest an, avem o creștere fără precedent de peste 20% a imobilor în municipiul Chișinău. Vreau să vă spun că această creștere, pe de o parte, este conjunctură pe termen lung, pe de altă parte avem și factorii aceștia de creștere a prețurilor materiale de construcție, dar cred că baza este totuși ceea ce se întâmplă pe termen lung. Și în sfârșit, evoluțiile de moment din Republica Moldova. Deci, acești doi factori, primii care am enumerat, deja sunt suficienți ca să vorbim despre starea gravă a lucrurilor. Dar, în acest moment, în Republica Moldova, noi, cât n-ar fi de straniu, deci lumea se spune că suntem săraci, situația este foarte proastă, dar după o scădere a consumului, după o înghețarea economiei în anul 2020, noi în prezent ne confruntăm cu o creștere, eu aș numi-o, destul de puternică a consumului, care duce la creșterea prețurilor. Vă dau doar trei cifre relevante ca să înțelegeți ce discutăm noi. În prezent, importurile în Republica Moldova în acest an au crescut cu 1,2 miliarde de dolari și vor crește până la sfârșitul anului, cred că undeva cu 1,5 miliarde de dolari, comparativ cu anul trecut. Această creștere de 1,5 miliarde de dolari este aproape 25, circa mai mult de 25 de miliarde de lei și ea este condiționată de doi factori. Pe de o parte, crește prețul la resursele energetice. Vreau să vă amintesc că anul trecut noi am plătit pentru resursele energetice minimul din ultimii 15 ani, mai puțin de 600 de milioane de dolari pentru importul de resurse energetice. Aici am în vedere gazul, produsele petroliere, cărbunele, energie electrică. În acest an, noi vom plăti pentru resursele energetice cel puțin vreo 900 de milioane de dolari. Deci acest lucru evident influențează consumul și influențează creșterea prețului. Pe de altă parte, totuși la noi a crescut și consumul în acest an și lucrul acesta va fi demonstrat de a treilea grafic. A doilea lucru care se întâmplă, din ce cauză crește consumul și lucrul acesta se vede, avem volumul fără precedent de contractare a creditelor noi. Fiți atenți! În fiecare lună, cetățenii Republicii Moldova merg să împrumută cu circa 1,5 miliarde de lei de la bănci. În acest an, volumul total de contracte de credite care le vor lua cetățenii noștri la bănci, cred că va fi de 25 de miliarde de lei. Ce drept undeva 18 miliarde de lei trebuie să întoarcem înapoi creditele vechi. În total, povara de îndatorare cetățenilor noștri va crește cu circa 6 miliarde sau poate chiar 7 miliarde de lei. Toți acești bani care au fost luați, toți se duc pe piața de consum. Vă dați seama ce este credit. Este un consum care încă n-ai produs nimic. Deci ei nu s-a produs nimic, eu în viitor voi produce, dar eu fac un consum de 7 miliarde de lei, care evident este o presiune pe piața internă la prețul și asta a dus la creșterea prețurilor.
Și ultimul care arată foarte clar că avem o explozie a consumului, ultima dată așa ceva am avut în perioada 2005-2006-2007, 2008 până la criza din 2009, bugetul public național, partea bună, haideți o dau și partea bună, în acest an va încasa din TVA undeva cu 4 miliarde jumătate de lei mai mult, cred că va fi toate 5 miliarde, eu până când dau doar o cifră așa aproximativă. Deja în primele 8 luni ale anului avem încasări de TVA cu 3 miliarde 600 mai mult decât anul trecut sau cu 29% mai mult. Așa ceva noi n-am avut de ani de zile. Deci după ce anul trecut oamenii și-au restrâns consumul în acest an, oamenii pur și simplu au explodat consumul, ceea ce înseamnă că vânzările oficiale în Republica Moldova, că nu uităm că la noi oamenii mult cumpără de la piață, mult cumpără prin economia tenebră, doar vânzările oficiale în Republica Moldova în acest an vor crește cu cel puțin 35 de miliarde lei. Vă dați seama că aceștia 35 de miliarde lei, pe de o parte, se reflectă în importuri, pe de altă parte se reflectă în creșterea prețurilor. Deci la noi producție nu prea avem, noi de produs nu producem nimic, am primit bani, inclusiv majorările de salariu care le-am avut, majorări de pensii care nu sunt mari, dar este, banii transfer de piscicotare anul acesta vom avea un record, cred că cel mai mare volum de transfer din istoria noastră, toți acești bani, plus credite luate de la bănci, toți acești bani noi aruncăm pe piața de consum. Evident, toate lucrurile acestea, cuplate împreună, îți creează efectul de creștere a prețurilor. Dacă nu uităm atent în graficul următor, noi acum deja inflația, îmi cer scuze, vă trebuie să pun și ochelarii, deja inflația la noi se apropie de 5%. Parcă nu-i mult. Și mulți ar spune, domnul Niță, în Republica Moldova a fost inflația de 7%, 10%, 15%, 5%. Dar aici sunt două nuanțe. Noi încă nu avem inflația la produsele reglementate, vorbesc de energie electrică, și noi încă vorbim de inflație general, dar să nu uităm că cel mai tare simt creșterea prețurilor cetățenii săraci, ori inflația la produsele alimentare sau la coșul lor de consum este mai mare decât inflația obișnuită. Din acest motiv, de ce așa asta se întâmplă? Uitați-vă atent, ca să încă o dată îți demonstrez cifrele, uitați-vă atent la importurile noastre. Dacă anul trecut importurile în vară, în valoare anuală, erau 5,4 miliarde dolari, noi anul acesta avem recordul istoric absolut, deja suntem la 6,3 miliarde dolari și cred că în viitor apropiat ne apropiem de 7 miliarde. Deci anul acesta, cu certitudine, importurile în Republica Moldova vor atinge maxima istorică. De fapt, ce se întâmplă? Veniturile cetățenilor noștri pe care le obțin oamenii, din păcate, nu se transformă în investiții și producție autohtonă. În alte, în majoritatea țărilor ce se întâmplă? Atunci când guvernul vrea să susțină agenții economici, face infuzie de capital prin majorări de salarii, prin majorări de alocații, lucrul acesta le aduc agenților economici o cerere și încep să activitatea producție. La noi, din păcate, tot ce face autoritățile și tot ce se întâmplă și în mediul de afaceri, creștere veniturilor populației, inclusiv din remitențe, se reflectă în creșterea importurilor și nici de cum în creșterea de producție. Uitați-vă la creditele noi contractate care le au cetățenii. Dacă vă uitați atent, la noi maxim a fost în 2019, am avut 830 de milioane de lei lunar oamenii la o credite. Și vreau să atrag atenție că vorbim doar de creditele din bănci. La aceste 830 de milioane de lei credite în bănci trebuie să mai adăugați încă 500 de milioane de lei credite din sectorul nebancar. Anul acesta, la cei 1,5 miliarde de lei credite în bănci, trebuie să adăugați încă aproximativ 1 miliard de lei credite nebancare. Deci suma totală de credite luate acum lunar se apropie deja de 2,5 miliarde de lei. Da, cea mai mare parte din aceste credite sunt diminuate prin faptul că oamenii întorc creditele vechi. Dar oricum, în fiecare lună, cetățenii noștri își împovărează sau își cresc datorie undeva cu 500 de milioane de lei. Deci în fiecare lună oamenii noștri împrumută 2,5 miliarde, întorc înapoi 2 miliarde și rămân cu datorii cu 500 de milioane de lei în plus. Avem aici de ce asta se întâmplă și la urmă care este efectul. Unul din factorii de ce crește atât de vertiginos consumul este legat de faptul că rata dobânzii în acest an a ajuns la minimul istoric. Deci noi niciodată la credite bancare nu am avut o dobândă atât de micuță. Și aici mai este ceva foarte interesant.
Dacă la noi până în anul 2020 creditele de consum aveau o dobândă mai mare ca creditele imobiliare, în acest an, pentru a stimula consumul, noi avem o situație practic fără precedent, când dobânda la creditele de consum este mult mai mică decât dobânda la creditele imobiliare. Deci la noi oamenii când iau credite, iau pentru trei domenii. Primul este creditele de consum. Aproape 950 de milioane de lei în prezență ia credite de consum. Vă dați seama că toate acești credite se duc deodată pe piața de consum și asta duce la creșterea prețurilor. Doi, avem în prezent aproape 500 de milioane de lei să iau credite pentru procurarea de imobil. Evident, toți banii aceștia se aruncă pe piața imobiliară și avem o creștere fără precedent a prețurilor la imobile. Și în sfârșit, credite pentru afaceri care mai nici nu trebuie să le spunem. Sunt la nivel de 50 de milioane de lei. Deci din 2 miliarde și jumătate, dintr-o miliard și jumătate de lei, să vorbim doar de sectorul bancar, 90 ceva la sută sunt credite, 97% sunt credite pentru consum și pentru investiții în imobile și doar 3% sunt pentru generare de afaceri. Drept rezultat, vreau să vă felicit pe toți, povara sau îndatorarea populației în luna august a ajuns la 30 de miliarde de lei. Deci, dacă vă uitați atent pe grafic, dinamica împrumuturilor, vedeți că întotdeauna la noi împrumuturile până în anul 2015, la noi împrumuturile au crescut foarte lent. De 2015 avem pur și simplu o explozie a împrumuturilor, în special 17, 18, 19. În 2020 am avut o ușoară temperare a împrumuturilor, iar acum ele cresc. După cum v-am spus, aceasta este furtuna perfectă. Deci ai un context internațional când prețurile cresc, ai un context istoric care duce la creșterea prețului pe anumite dimensiuni și ai contextul de moment când oamenii primesc remitențe de peste hotare, oamenii contractează credite fără precedent și toți acești bani aruncă pe piața imobiliară, pe piața de consum. Unicul efect pozitiv este încasările la bugetul de stat. Deci dacă acum cineva poate să mă întrebe, deci va putea oare onora guvernul în acest an obligații lui? Voi spune, da, desigur, guvernul nici n-a visat în acest an să prânească 5 miliarde de lei în plus, de la TVA doar, mai avem și la acciză, 5 miliarde de lei în plus la TVA, din simplu motiv că moldovenii au decis să cheltuie anul acesta cu 35 de miliarde de lei mai mult decât au cheltuit anul trecut. Uitați-vă așa un grafic care arată de fapt unde suntem noi. Este așa un indicator economiei linete. Ce înseamnă economiei linete? Asta înseamnă toți banii care cetățenii noștri îi depun în bancă sub formă de depozite sau economiile oamenilor, minus împrumuturile. Tradițional în Republica Moldova, până în anul 2016, economiile nete erau pozitive. Ce înseamnă lucrul acesta? Oamenii strângeau mai mulți bani în bancă decât se împrumutau. Însă avem anul 2017, 2018 și 2019, când oamenii s-au împrumutat cu 2 miliarde jumătate de lei mai mult decât au economisit. După aceasta avem anul 2020, când datorită pandemiei oamenii pur și simplu și-au redus împrumuturile și avem anul 2021, când iarăși economiile nete sunt negative. Ce înseamnă lucrul acesta? Oamenii strâng bani în bancă, dar mai mulți creditează. Ce trebuie de făcut? Ce poate face statul în această furtună perfectă de creșterea prețurilor? Deci noi avem o creștere prețurilor, ce pot fi făcute? Sunt în principiu trei lucruri. Trei autorități care le văd că trebuie să acționeze. Prima este Banca Națională, care deja și acționează. Deci Banca Națională, ce face primul? Majorează rata de bază. Deci Banca Națională, și asta voi încerca să explic, mulți întreabă ce înseamnă rata de bază, Banca Națională urmărește că în prezent împrumuturile și consumul populației este puțin mai mare decât a trebuit să fie. Pentru a descuraja cumva acest lucru, Banca Națională deja în acest an, a treia oară, majorează rata de bază. Vreau să vă spun și ceva mai târziu vom vedea, noi am început la cea mai micuță rată de bază care am avut-o. Deci rata de bază care a fost la minimul istoric anul trecut și în acest an, a dus la ceea că la noi a crescut în ritm accelerat consum, acest consum s-a aruncat pe piață, acești bani luați la bancă nu s-au dus în producție, dar s-au dus în consum și în importuri, lucru care de fapt nouă ne aduce și creșterea prețurilor. Al doilea lucru, eu l-aș numi politica valutară echilibrată. Acum, dacă observați, la noi leu moldovenesc înregistrează o ușoară apreciere față valutelor de bază, lucru care duce la ceea că prețurile de import nu cresc.
Deci prin politica valutară, chiar dacă nu este instrumentul de bază, Banca Națională spune că instrumentul ei de bază este politica monetară, și anume creșterea ratei de bază, totuși noi putem constata că noi avem o aplanare a creșterilor de prețuri, inclusiv și prin politica valutară. Deci Banca Națională deja acționează și noi avem în prezent prețurile mai mici decât ar fi putut fi din motivul că Banca Națională deja merge în preîntâmpinarea declanșărilor prea mare a prețurilor. Al doilea lucru care este ca o sabie peste noi este segmentul energetic. Aici noi, segmentul energetic, avem două piețe. Piața unde există o concurență, șanleu, nu prea intervine decât reglementează doar marja adaus comercial, vorbim de produsele petroliere, și piețele unde șanleu stabilește tarifele exacte, vorbim de gaz și energie electrică. Ori pe noi ne așteaptă în prezent, este foarte greu să pronosticăm cât, dar vom avea cu certitudine o creștere substanțială a prețului la gaze naturale și, din nefericire pentru noi, cred că vom înregistra și o creștere a prețului la produsele energetice. Recomandarea mea este una. ANRE-ul are posibilitate legală, inclusiv cum s-a procedat cu energie electrică în 2017, dacă nu mă înșală memoria, când majorarea de tarife se face în două trepte sau chiar în trei trepte. Deci să nu admitem o creștere bruscă a tarifului, ANRE-ul poate opera cu o majorare acum în toamnă și cu una la începutul anului viitor pentru a nu da un șoc enorm populației. Și în sfârșit, ce poate face guvernul? Guvernul Republicii Moldova are de fapt un singur instrument de intervenție, ceea ce pregătește în prezent și guvernul României, oferirea de subvenții pentru consumul de gaze naturale într-un anumit volum. Spre exemplu, se determină volumul minim pentru populația săracă, este de 100 de metri cubi lunar, pe ceea ce le permite ca oamenii să încălzească o suprafață nu prea mare de casă. Pentru acest consum de gaz, guvernul oferă anumite subvenții. Dacă mi-ați întrebat de unde luăm banii, răspunsul este unul foarte simplu. Nu uitați de cele 5 miliarde de lei care noi vom obține suplimentar de la faptul că cetățenii noștri în acest an consumă 35 de miliarde de lei mai mult. Și uitați-vă ceea ce face BNM, și asta de frumos vă arăt, uitați-vă corelația dintre rata inflației și rata de bază a BNM-ului. Dacă observați, există o corelație perfectă, deci BNM întotdeauna anticipează inflația și întotdeauna majorează rata de bază pentru a nu permite creșterea prețurilor. În opinia mea, rata de bază a BNM-ului influențează creșterea prețurilor, nu foarte mult, după mine, cursul valutar are o influență mai puternică și acțiunile ANRE-ului cumva nu au nicio legătură cu ceea ce se întâmplă cu rata de bază. Deci, da, rata de bază este valabilă pentru consumul curent, pentru consumul de bunuri care noi le importăm și pentru faptul că noi să aruncă bani în piață de la împrumuturi sau nu să aruncă bani din piață de la împrumuturi. Ținând cont că noi anul acesta avem împrumuturi fără precedent, aș vrea, colegii, să arăt ultimul grafic. Vedeți foarte clar că noi în prezent înregistrăm o creștere a ratei de bază a BNM-ului deja a treia oară în acest an. Și dacă vă uitați atent, noi am avut în prima jumătate a anului cea mai mică rată de bază a băncii naționale din istoria noastră. Această rată de bază micuță, de fapt, și-a încurajat cumva creditarea, eu nu sunt contra creditelor, însă BNM acum, în anticiparea creșterii de prețuri, intervine și dacă m-ați întrebat, Banca Națională din tot ce poate face, face. Deci, fie legat cu rata de bază, fie cu politica cursului valutar, pe acest segment noi avem o acțiune foarte clară a autorităților, ceea ce ne duce la o scădere a presiunii inflaționiste. Tot ce trebuie de făcut în viitor apropiat este o politică coerentă tarifară a ANRE-ului și măsurile de sprijin din partea guvernului. Încă o dată vreau să repet, din nefericire pentru noi, astfel de situații se întâmplă foarte rar, dar Republica Moldova în prezent se află într-adevăr într-o furtună perfectă când asistăm la creșterea prețurilor, iar cel mai mult aceasta este determinat de factori externi și mai puțin de factori interni. Până asta am avut să vă spun astăzi, până data viitoare, când vom discuta alte subiecte de importanță majoră pentru economia noastră. Vă mulțumesc!